tonă de hârtie colectată selectiv salvează de la tăiere 5 arbori vechi de 100 de ani. Un singur copac absoarbe până la 27 de kilograme de substanțe poluante în fiecare an. Și totuși se fabrică 700 de pungi de hârtie dintr-un copac căruia i-au luat 15 ani să crească. Odată ce nu mai avem nevoie de ea, putem să o presăm astfel încât să nu ocupe mult spațiu. Depozitată separat față de restul deșeurilor, ea trebuie aruncată în containerul special destinat hârtiei. Cei care se ocupă de colectarea selectivă vor veni să-l golească o dată pe săptămână. Toată hârtia de care nu mai ai nevoie va fi transportată la stația de sortare, acolo unde începe povestea reciclării. Mai întâi se realizează o sortare mecanică, dar și manuală. Hârtia sortată este balotată, iar apoi încărcată într-un camion care o duce la o fabrică de reciclare. Aici începe partea interesantă. Ea intră în procesul de prelucrare. Produsele din hârtie sunt sortate pe categorii, după care sunt tocate și amestecate cu apă până se obține o nouă pastă de hârtie. Aceasta este spălată și uscată, rezultatul obținut fiind hârtia reciclată. Ea se utilizează pentru obținerea altor produse din hârtie, care pot ajunge din nou în magazine pentru a-ți oferi ție, din nou, o gamă largă de produse din care să alegi. Pungi, caiete, ziare, cărți, reviste sau ambalaje de carton.